Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. În acest tutorial, după cum v-am promis, vom vorbi despre Camtasia Studio 8.1.2, despre acest upgrade și vedem ce este practic în acest soft, cum îl putem folosi. Ieri, practic, v-am prezentat un tutorial în care vă arătam cum puteți descărca upgrade-ul pentru Camtasia Studio. Și astăzi vreau să vă prezint un pic softul. Softul este în general un soft de editare video, dar are incorporate și mici editoare de fotografie sau audio. Începem cu meniurile. Avem meniul File, de unde putem începe un nou proiect sau Control plus N. Open proiect, unde putem deschide un proiect, Control plus O. Ar fi de recomandat să rețineți cât de cât aceste scurtături, pentru că vă ușurează munca. Avem Save project, pentru a salva un proiect exact în locația unde este creat. Save project as, să salvăm proiectul într-o anumită locație. Produce and share, adică să randăm ce am făcut noi în acest proiect, să randăm. Produce special, adică să producem anumite părți din proiectul nostru. Import media, de unde putem importa anumite fișiere video sau audio pentru a le putea folosi în proiectul nostru. Avem library, librăria celor de la Camtasia Studio, și avem import zip project, de unde putem importa un proiect care a fost arhivat, și aici avem butonul de ieșire. Edit, aici avem foarte multe opțiuni care vor fi activate automat după ce vom importa în acest spațiu vom importa un fișier video sau audio și îl vom urca și în timeline, iar apoi putem să folosim această funcție edit. View, aici avem opțiuni legate de cum vizualizăm acest soft. Play, aici avem opțiunile playerului din Camtasia Studio, de unde să vedem un anumit preview asupra ceea ce am creat. Avem Tools, Record the Screen, cu această unealtă putem înregistra ecranul. Aceasta fac și eu, cu această unealtă înregistrez acest tutorial. Record PowerPoint, pentru a înregistra PowerPoint. Voice Narration, adică să ne înregistrăm doar vocea. Record Camera, să ne înregistrăm camera web. Audio, aici avem setări legate de audio, putem edita un fișier audio. Apoi avem Zoom In Pad. Pan, asta înseamnă în momentul în care înregistrăm, softul va face un zoom asupra ceea ce facem. Visual Properties, aici avem efectele vizuale pe care le putem seta numai în momentul în care avem uploadat un fișier video în timeline. Mai departe, Cursor Effects, în momentul în care facem o înregistrare și lăsăm bifat să ne înregistreze și mouse-ul, atunci avem opțiunea sau posibilitatea de a adăuga anumite efecte asupra cursorului nostru. Callouts, aceasta este o opțiune foarte interesantă, opțiune în care putem adăuga anumite callout-uri pe înregistrarea noastră pe care am făcut-o sau pe orice fișier video, adică putem adăuga text în diferite obiecte și avem aici anumite taste pe care le putem introduce și avem și blur, avem și pixelate, ambele sunt pentru a cenzura o parte dintr-un videoclip. Tools, trecem mai departe la transitions, aici avem anumite tranziții pe care le putem pune asupra unor fișiere video sau anumitor fișiere foto. Avem captions, de unde putem introduce un text asupra unui fișier video sau a unei poze. Quizzing, aici putem adăuga anumite întrebări asupra unui fișier video, bineînțeles, sau asupra unei imagini. Studio Tools, avem Camtasia Recorder,
Camtasia Menu Maker, Camtasia Player și Screencast.com, care toate sunt servicii oferite de cei de la TechSmith, adică TechSmith Camtasia Studio. Sharing, aici avem opțiuni de sharing, speech, speech properties, de unde putem să ne selectăm limba, și avem aici anumite opțiuni mai avansate, opțiuni legate de program pe care, despre care vom vorbi mai încolo un pic. Avem opțiuni legate de program, PowerPoint, Upgrade Options, Hotkeys, Help Us Improve. Ok, haideți să trecem la, să vorbim despre program, într-adevăr, vreau ca în acest tutorial să-l înțelegeți foarte bine. Probabil va fi un tutorial mai lung, de o jumătate de oră, dar vreau să înțelegeți foarte bine. Aici avem butoanele pe care le vom folosi foarte des. Avem butonul Record the Screen. Și dacă dăm aici pe această săgețică, avem Record the Screen, adică să înregistrăm ecranul, sau Record PowerPoint, adică să înregistrăm PowerPoint. Avem Import Media, de unde putem, v-am zis, importa un fișier audio, video sau imagini, și Produce and Share, unde putem randa ceea ce noi am creat. Practic, da. Aici avem zona de lucru, unde ne importăm noi fișierele video. Voi importa și eu acum, de fapt nu chiar acum, o să import un pic mai încolo și eu un fișier video. Aici avem playerul, unde putem avea un preview asupra editărilor pe care le facem. Și aici avem timeline-ul, unde facem editările. Exact ca în softurile mai avansate de editare. Dar totuși și acest soft ne oferă oarecum multe posibilități și o să vă învăț multe în acest soft ca să puteți să-l folosiți cât mai practic și cât mai bine. Da, haideți să urc și eu aici un fișier video și voi reveni imediat. Am urcat fișierul video, este vorba de anunțul important pe care l-am făcut pe canalul de YouTube. Ca să îl adăugăm aici în locul unde edităm, dăm click dreapta și add to timeline at playhead. Dați această setare și aici avem editing dimensions. What size do you want your video to be? Ce mărime vrem ca videoul nostru să aibă? Aici trebuie să luați în considerare faptul că videoclipurile HD sunt căutate foarte mult în zilele noastre pe orice site, pe YouTube, pe anumite site-uri foarte cunoscute, și tocmai de aceea trebuie să știm anumite mărimi care ne oferă videoclipului nostru HD. Și anume 1280x720 este HD. Apoi urmează, la fel, în concordanță cu aceste mărimi, 1200, îmi scap acum din minte, dar este vorba de calitatea Full HD, dacă mi-amintesc o să vă spun. Și foarte important e să bifați Keep Aspect Ratio, adică să păstreze aspectul fișierului video. Dăm OK și ne importează aici fișierul video. Aici putem face un preview asupra ceea ce s-a întâmplat în fișierul video. Acesta este locul de unde putem edita, v-am spus. Și haideți să vă arăt cum putem tăia, cum putem despărți practic un fișier video. În primul rând putem separa fișierul video de cel audio, ca să putem să le edităm separat. Uitați, dăm separate video and audio și foarte simplu le-am separat aici. Putem selecta într-un loc și split. Dacă dăm așa, le tai. Adică acum avem două fișiere audio, două fișiere video, însă sunt în concordanță, adică urmează exact când trebuie. Probabil în momentul în care aveți două fișiere video, vreți să adăugați anumite efecte speciale. Ce faceți? Selectați fișierul video și mergeți la More,
și transition. Dacă voi aveți transition aici, îl selectați de aici. Eu l-am aici. Pentru că am făcut fereastra mai mică ca să se integreze în captura HD. Dăm click pe transition și aici alegem o tranziție. Haideți să alegem și noi aceasta, cube rotate. O alegem, o selectăm și după aceea dăm click dreapta și add to selected media. Apoi, acest efect se va duce la începutul fișierului video, iar apoi la finalul acestuia. Și trebuie să selectăm și al doilea fișier video, să-i punem și lui un efect, acesta de exemplu, și haideți să vedeți efectul creat. Salutare, prieteni! Așa, și acum să dăm exact aici când se face trecerea dintre cele două fișiere video. Și peste câteva timp v-am zis, o să stați un pic, că am dat prea încolo. Vreau să vă las curioși și peste câteva timp v-am zis, o să se lanseze un nou site dedicat acestui canal. Nu s-a văzut efectul, foarte ciudat, nu înțeleg nici eu de ce. Și vedeți efectul, efectul de final, care l-am adăugat din transition. Avem opțiuni legate și de audio, edit audio. Putem la început să... Deci avem opțiuni destul de avansate, după părerea mea. Adică, de exemplu, faceți un gameplay și vreți să puneți o muzică de fundal sau o melodie de fundal. Puteți da volumul mai încet pentru a vi se aude vocea. Sau uitați, aici aveți opțiunea de fade in și fade out, adică sunetul se nu intre dintr-o dată la maxim, intră încet, se face tot mai tare până ajunge la normalul sunetului, practic. Probabil vă întrebați cum putem pune un blur pe anumite părți ale acestui videoclip. Este foarte, foarte simplu. Nu este greu deloc. Intrați pe Callouts și mergeți, stați un pic, așa, mergeți la Blur sau Pixelate. Pentru că sunt aproape același lucru, veți vedea care este diferența. De exemplu, vrem să blurăm acest logo Windows. Îl tragem din aceste punctulețe, dar trebuie întâi să vă asigurați că acest player este pus în momentul în care vreți voi să fie pus. Selectând blurul, avem aici opțiuni tot la fel de fade in și fade out, adică blurul să nu intre dintr-o dată ca să dea un efect urât ochilor, să intre treptat, vă dați seama, și să iasă treptat. Este o opțiune pe care o pot folosi doar avansații, pentru că puteți să riscați să vi se vadă ceea ce vroiați să blurați dacă selectați această opțiune, pentru că trebuie să dați un pic mai în spate și mai în față, tocmai pentru că acel fade in și fade out lasă un pic vizibilă în spatele blurului, vă dați seama, sper că mă înțelegeți. Și avem opțiunea pixelate, iar selectăm unde vrem și punem pixelate, vedeți, și se pixelează practic și nu se mai înțelege foarte bine. Bineînțeles, acum se înțelege logo-ul, dar când este vorba de un scris sau ceva, o marcă de mașină, nu se înțelege practic deloc, pentru că pixelează practic acest logo și putem iarăși să dăm un pic mai înapoi și un pic mai în față. Acum vă voi arăta cum putem adăuga un text asupra unui fișier video. Mergem la Callouts. Cea mai bună funcție pentru Callouts este aceasta, Transparent Hotspot, dar puteți adăuga și Simple Rectangle, Seal, adică așa aici puteți scrie, vedeți. Introducem și noi un transparent hotspot sau text, vă dați seama, uitați, hai să mergem acolo, la transparent hotspot. Și aici selectați ce text introduceți. Vedeți, introduceți un text, foarte, foarte simplu. Apoi, v-am zis, mai aveți opțiunea text, unde introduceți un text, la fel, editați aici, aveți opțiunea destule de editarea a fișierului text, pentru că uitați unde să fie poziționat.
bold, italic, underline, e destul de logic, simplu, mărimea, culoarea, fontul, deci nu cred că veți avea probleme. Aici, da, aici aveți zoom in pad, vedeți, zoom in pad este opțiunea despre care v-am vorbit, că practic ea ne adaugă un efect de apropiere sau zoom în momentul în care facem ceva cu mouse-ul, ne apropie pentru a înțelege mai bine spectatorii, dar totuși nu este tot timpul bună această opțiune. Dacă înregistrați HD, vă va pixela înregistrarea și nu dă un efect atât de plăcut ochilor. Eu nu folosesc această opțiune niciodată și nici nu o voi folosi probabil niciodată. Mai avem aici opțiuni de captions, unde iarăși v-am zis, puteți adăuga un text asupra acestei înregistrări, quizzing. Vedeți, aveți aici, puteți adăuga întrebări. Și ce vreau să vă mai arăt, avem aici library, adică librăria celor de la Camtasia Studio, unde avem anumite teme și fișiere audio pe care le putem folosi în creierile noastre. Putem și să creăm intro-uri în acest soft, deși nu este un soft avansat. Putem crea intro-uri cu acest cu aceste teme pe care ni le oferă cei de la Camtasia. Le puteți încerca pe toate, vedeți și fișierele audio. Aveți aici fișiere de lungă durată, de intro, lungi, medium și short. Și puteți lua și mai multe aceste teme și fișiere audio dând click pe Get More Media. Da, haideți să vedem și ce ne oferă cei de la TechSmith. Fac și o mică fereastră. Vedeți, avem aici teme, callouts, intro seats, da, digital juice seats, super stamps seats, callouts.com seats. Foarte util după părerea mea. Și eu zic că nu prea aș mai avea ce să vă spun. Probabil am sărit peste ceva, nu știu. Da, probabil, da, nu v-am arătat cum puteți tăia o parte dintr-un videoclip. De exemplu, nu vă place partea de aici până la capătul clipului. Dați click pe butonul verde sau roșu în funcție de în ce parte vreți să tăiați. Dați click pe butonul roșu și trageți ținând click stânga până la final. Dați click dreapta, delete și ați șters partea pe care v-a interesat și apoi trageți din nou aceasta sau cu tot cu cea roșie, vă dați seama. Și eu zic că cam atât despre editare. Acum haideți să vedem câteva setări esențiale pentru randare. Dăm produce and share. Aici trebuie să selectăm neapărat MP3 with video player up to 720p. Aici putem adăuga noi anumite presetări care le vrem noi, dar sunt setări mai avansate pe care probabil mulți nu vă interesează și voi face numai dacă voi cereți. Deci selectăm MP4 with video player up to 720p, next. Aici selectăm desktop. Da, și aici trebuie să introduceți nume, de exemplu movie, și nu lăsați spațiu între puncte MP4 pentru că aceasta este extensia. Aici selectați acestea două pentru că nu sunt utile și finish. Dați finish și începe randarea videoclipului sau fișierului video a proiectului nostru. Așteptăm să randeze și apoi vom vedea ce am creat. O să-l las să pleze tot. Așteptăm un pic. Randarea se face în funcție de mărimea videoclipului, de calitatea acestuia, vă dați seama, dacă e HD merge un pic mai greu, dacă e Full HD merge și mai greu, dar calitatea va fi mare. Aici dăm click dreapta, nu salvăm nicio setare și avem aici fișierul creat. Dublu click, movie pe movie. Dublu click pe movie ca să vedem ce am făcut.
pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. Astăzi vin cu un anunț. Vreau să vă spun că site-ul tutorialegratuite.com. Și acesta este videoclipul. Vedeți aici efectul de blur pe care l-am adăugat. Dacă este un text, se va vedea foarte bine efectul de blur. Uitați, ați văzut și efectul de fade out. Acestui canal nu vă dau multe informații în casă. Te mai încolo. Aici urmează partea în care am tăiat. Textul pe care l-am pus nu l-am mai introdus și cam atât. Sper că ați înțeles acest tutorial. Eu vă mulțumesc pentru vizualizare. Eu am fost Temi, voi astăzi la Tutoriale Gratuite, pe canalul oficial al Tutoriale Gratuite. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Din nou, la revedere!